Luna martie se apropie. Șmotanii și pisicile și oamenii încep a dori ceva mai mult. Noi asta vă și oferim. Apropo, să nu cumva să credeți că scăpați de mărțișoare. Dacă ai un ochi foarte atent, poți descoperi în această tradiție moldovenească un made in China. Și noi astăzi vom încerca să ținem cont de sezonul nou care vine, să gătim mâncărică sănătoasă, ușurică, gustoasă, bineînțeles. Hai să ouă Chopin se scriu fix așa cum le auziți, se înjumătățesc. Se umplu, merg la cuptor, se toarnă ulei peste cuptor, cuptorul așteaptă 20 de minute, după aia speli cu unt ca să se rumenească cuptorul. Și adaugi găuri de covrigei. Despre victoriile stiliștilor moldoveni ne povestește Victor Micușa, Iuliana Sandu și Natalia Clima. Noi chiar astăzi ne-am întors de la un campionat internațional din Sankt Petersburg. Iulia Sandă, fata care a luat locul 1, locul 2 și locul 3. Deci locul 1 și locul 3 și în sumar a luat locul 2. Și care sunt tendințele? Există în lume, da? Cineva îți apucă și dictează tendințele. Spune că așa ceva se poartă, așa ceva nu. Este în tendință, rămâne a fi apreciată naturalețea și în machiaj rămâne valabil naturalețea. Farduri se aplică mai mult natural ca să arate ca un neor natural. Eu asta și fac, da, calandrei. Victor, felicitări pentru discipolii tăi, care cred că până și la noi urmă... mulțumim la Șabunel care are grijă. Bun și ne-a majorat-o e neatins, dar deja e periculoasă. Cu Nathan în gheare prins, clip și-a tras crăiasa. Felicia Dunaf pe nume. Ne-am cunoscut în emisiunea Sari și sper nu mai știu cât timp în urmă. Foarte mult timp în urmă. Mult. Pentru mine nu e bine să spui foarte mult timp în urmă. Am filmat un videoclip de curând, chiar ieri a fost lansarea videoclipului. Bun, clipul odată lansat, cale întoarsă noi, știi de asta. Știri despre tine, bun, odată în două săptămâni, despre unde, cu cine ai fost. Despre ce porți, de ce porți, da. Plănuri, da. S-a îmbrăcat reușit încă o dată cu litere mari. Dacă rămâi să gândești pozitiv, o să te descurci cu toate. Alina Spătaru, designer de modă. Săptămâna aceasta, Alina a anunțat că vrea să facă o prezentare de modă. Eu mi-o organizez singură, deci am făcut până acum două prezentări. Ele, săracele, cred că le s-au făcut gura apă, că le-au pus pe dietă pentru prezentare și voi aveți aici un miros picant. Fetelor, stați liniștite, astăzi recuperăm un pic după emisiune. Chiș, chiș, Lorena, avem aici! Hai să nu întrebăm pe Andrei. Gustă, ca să-mi spui dacă a ieșit bine chișul, iar eu promit când se închide emisiunea să gust ouăle tale. Dați-mi voi un videoclip de pe YouTube. Stați, nu periclociți. Urmează să vă anunț ceva foarte important.